Deci drumul meu se vede noaptea și ziua microbusele, care fac gaze, care nu sunt posibile pentru Chișinău. Și sunt vechi. Iar fi nou, ar fi altă treabă. Dar nu se permite să cumpere, că el lucrează la stăpân. La stăpânul pune banii în buzunar și nu vrea să plătească la oameni bine. Și stări să facă o căpică, cum pot oameni, că vor să hrănească familiile. Care să trebuie să vorbească, nu vă tine, spune ce este în Chișinău ăsta, nu o să murda. Dacă eu nu de mult am fost în orașul Minsk, acolo un oraș așa de curat, nici în Europa nu e așa oraș. Fumiesc pe drum, feresează și duce la poliție. Așa și trebuie și la noi de făcut. Să nu arunc în parc, cârtire, dar să arunc în urnă. Și eu aș dori ca să fie un transport public, convenabil, ca în Germania, Austria, Japonia, Singapore, America. Ca omul se poate să se transporteze unde dorește și când dorește. Și nu așa scump cum este la noi. Mersi mult și vă doresc o zi bună. Vă vorbea de realitățile din Belarus, da? Pentru că acolo te, da, acolo te arestează și pentru faptul că bați din palme pe stradă. Dar nu că, mai bați din palme. Pentru că aplauz, curat. Pentru că cânti. Deci nu numai pentru... Chiar așa am cântat și nu mă luat. Da, eu sunt filmi, poți vă arăt. S-am te cântat de bine. Probabil l-ați aplaudat, l-ați aplaudat. Cine trebuie. Dar am observat că oamenii sunt luați de la stații, pentru că bat. Nu funcționează, totdeauna nu funcționează. Și... Eu aș prefera să fie foarte multe țigări pe jos, las să fie murdar, dar să fie democrație. Deci să fie ca în Africa, de murdar, dar să fie democrație. Mie nu-mi trebuie curățenie și să nu am dreptul să scot o silabă pentru că se supără batica. Dă-le naibii de curățenie cu așa preț. Prefer să fie mai multă dezordine, mai mult jeg, dar eu să am dreptul să spun, să mă exprim în conformitate cu drepturile mele fixate în Constituție, când vreau și cum vreau. Curățenie de asta, ce putea gulag, o las pentru, nu știu, pentru cei care și-o doresc. Eu nu mi-o doresc. Mulțumesc. Odată că se închidem asta microbuzele, dar vreau să vă spun un lucru care îl mai spun eu câteodată, de multe ori auzim și la radio, se discută despre transport, despre ce acum își fac de cap ei. Eu vreau să spun că eu când, la vreo 7-8 ani de când eu m-am născut, când am mers prima dată cu autobuzul, era țara sovietică și eu nu am înțeles de ce, la un moment oricare autobuzul a fost oprit de controlori, de poliție, iese șoferul, se duce din urma autobuzului, care cum plătește, cât plătește, nu știu cum, și autobuzul continuă mai departe. Păi ce a fost atunci, 70 de ani în urmă, aceea este și acum. Diferite legi se mai iau, nu știu cum, acolo, dar nu se face o regulă. O regulă foarte simplă, care nu trebuiește cheltuieli suplimentare. Este clar ca bună ziua, că dacă îl pune pe om la respect, dacă iar a noastră, televiziunea asta noastră, Moldova 1, Radio Moldova 1 și guvernanții noștri, care ar lua ar avea o oră acolo și ne-ar pune fiecare zi, că iată oameni buni, în transportul ăsta public, dacă se găsește odată o persoană care nu este cu tichet, care nu a plătit sau a plătit și a plătit în buzunar, ia mai mult șoferul acesta, mai mult nu o să fie șofer toată viața. Proprietarul acelui microbuz, care a permis lucrul ăsta, nu o să mai fie mai mult proprietarul autobuzului, nu o să aibă licență aici. Aici proprietari își fac de cap de tot, cumpărând un microbuz, dumnealui vrea ca să trăiască el și toată familia lui, să meargă prin Europa, la odihne, având un șofer, și asta e scopul lui. Și oare voi cei de la guvernare nu vedeți acest lucru? Oare multă minte trebuie să puneți la punct oamenii aceștia cu microbuzele acestea, cu microbuzele, cu autobuzele, cu tot transportul? La Bălți a fost odată, și care vrea poate să caute de urmă când era Voronin la putere, că șoferii de la microbuz făceau
grevă, vroiau ca să fie asta, prețul 2 lei în loc de 3, fiindcă nu aveau pasageri, toți se duceau la troleibuz. Și adică atunci le ieșau, ei puteau, aveau câștig, dar acum dai 3 lei, nu vor, vor 5, vor 10, clar că el ar să vrea și 100 de lei, lui convine aceasta. Dar ce faceți voi, acei de la guvernare, că bateți pe buzunarul pensionarilor, a elevilor, a școlarilor, a celor săraci? Ei totdeauna au avut câștig și au și acum și nu dau nimic în folosul statului. Tot ce eu pentru dinși în buzunar. Desigur că această încălcare nu se comparează cu acei ce s-au furat Banca de Economii și asta, aeroportul, adică acei de la vârful conducerii noastre fură cu mult mai mult, dar asta pentru altă dată, cred eu, și acest lucru rămâne, eu sper că pe mult timp, până când nu s-a ajunge la adevărul și la cine a pus mâna pe 1.600.000.000 de la Banca de Economii, cine a pus mâna pe aeroport, până când nu s-o întoarce înapoi. Dar cu asta este mai greu, dar cu microbuzele și cu transportul este foarte ușor. Numai nu vor nimeni. Mulțumesc!